A fost distracție în acest weekend pentru turiștii care au ajuns pe vârful muntelui Ciceu din județul Harghita. Stratul de zăpadă generos le-a permis să se dea cu schiurile, iar cei care nu practică sporturi de iarnă, să știți că au avut parte de un alt fel de distracție. S-au plimbat cu climber taxiul, un utilaj special pentru nivelat zăpada. Haideți să vedem imaginile. Climber taxi încap 15 persoane. Utilajul are cabina încălzită și urcă până la releul de la Harghita Băi, acolo unde turiștii admiră peisajul fermecător. Suntem aproape la 1800, acum intră ceața, dar astfel avem o zăpadă destul de mare, aproape un metru. Este fantastic. Ce mai mult îmi place și mie să urc aici. Am urcat cu climber taxi, o metodă excelentă ca să urcăm aici la vârful Harghita Ciceu. Suntem la altitudine de 1700 de metri, 1750. Din păcate, astăzi vremea nu este cu noi, dar putem să zărim îndepărtate și munții și peisajul, care într-o vreme frumoasă este excelent. Deși vremea nu permite, cine știe ce, au ieșit niște fotografii absolut superbe. Zăpada după brazi, în bătaia vântului, chiar dacă e ceață, e o adevărată minune. Beautiful place on the top of the mountains with a lot of snow, a little bit cold and snowy. Mulți turiști au ales să vină aici special pentru a petrece Crăciunul pe rit vechi. Noi suntem de la Chișinău, Republica Moldova. Am venit aici pentru că de câțiva ani vin la Harghita Băi și îmi place foarte, foarte tare. Nu aș schimba-o pe nicio altă zonă. Am venit acum cu copiii ca să le oferim acest miracol, acest spectacol de iarnă. Mie îmi place să mă dau pe schiuri pentru că este foarte multă zăpadă și aluneci foarte tare. Îmi place foarte mult că este zăpadă, sunt foarte multe pătii, ne putem da cu senile, cu schiurile în fiecare seară. Florile d'albe, noaptea pe la cântători, florile d'albe, florile d'albe, și ei vin mereu, mereu. Florile d'albe și le aduc pe Dumnezeu. Florile d'albe, florile d'albe.